Ce părere ai de ingredientele astea? Abia aștept să văd tagliatele. Tot, duci tagliatele cu creveți și cu un sos, să vedem cum iese. A, dar zic că șofranul aici ar putea să aibă un cuvânt de spus în privința culorii. E foarte mult șofran, pentru că tot să-l gătesc astăzi, dar vreau să onorez coloristic măcar. Frumosul rozear, o culoare foarte frumoasă, pe care l-ai pregătit pentru creveți. Acum e prima dată când o să văd cum șofranul schimbă culoarea sau în ce sens, așa că nu prea pot să-mi dau cu părerea despre ce o să se întâmple. Este foarte aromat, și doi la mână face o culoare aurie. Acum, eu o să-l amestec cu un pic de vin roze, este tot enira roze, sunt 4 linguri de vin și o să-l las un pic să infuzeze. Eu cred că se vede deja, da, s-a schimbat, se vede diferența, este o nuanță simțitor aurie, mai, da, mai da. Egal. Bun, ce mai avem aici? 2 vase cu apă. Acesta pentru paste și voi folosi niște tagliatele proaspete. În principiu sunt cam 80 de grame de porție. Pastele uscate se folosesc cam 100 de grame, dar pastele proaspete au tendința să absorbă mai multă apă și atunci vor fi mai grele. Deci 80 de grame, cam 160 de grame deci pentru 2 persoane în această oară. Iar aici am pregătit apă pentru mazăre. Nu am găsit mazăre proaspătă, așa că voi folosi mazăre congelată și asta se fierbe în clocot foarte puternic, descoperită, neacoperită, ca să-și păstreze această culoare vibrantă, verde. Până ce apa dă în clocot, ne ocupăm de restul ingredientelor. Parmezan în primul rând. Ardei iute. O să îl curăț un piculeț de semințe. Nu vreau să fie foarte, foarte iute. Și acum îl voi tăia fâșiuțe și după aceea bucățe. Usturoiul trebuie tăiat feliuțe subțiri. Apa pentru mazăre a dat în clocot, așa că o să procedem să o fierbem nativ. Ai văzut că ea fiind rece, imediat a scăzut temperatura apei și clocotul a încetat. O să așteptăm să dea din nou în clocot și în principiu nu are nevoie de mai mult de 5 minute, 6 minute ca să se gătească. Am făcut cele 5 minute. Și acum le cufund în apă rece, ca să se stopeze procesul de gătire. Vedeți ce culoare frumoasă? Ia să vedem. Fragedă, dulce. Bună! Foc mediu, tigaie idem. Se încingă un pic. Și acum 2 picături de ulei. Arde iute și ustură. Creveții. Și creveții, eu știu, 1-2 minute. Uite ce culoare frumoasă are. Și o vom fierbe mult cu această mixtură, 2 minute, poate 3. Scopul fiind acela de a evapora alcoolul și de a păstra gustul și, bineînțeles, aroma și culoare, pentru că șofranul, după cum vezi, și-a făcut treaba, totul este auriu. Auriu. Avem și niște roșii de care nu trebuie să uităm. O să le și apăs un pic, vreau să se moaie și să-și lase și sucul. A venit și vremea pastelor. 2 minute, pentru că sunt proaspete. N-au nevoie de mult timp de gătit. Se amestecă la început ca să desfacă acele ghemulețe.
Între timp, câteva linguri de zvâncănă. Mazăre. O amestecare. Busuie. Pentru arom. Sunt frunze mici, proaspete, adică tinere, de la o tufă pe care o am eu în curte și care, cu care colaborez din când în când la rețete. Am stins focul, după 2 minute, iau pastele, tot aici descurc chiar foarte, foarte bine, pentru că vin cu un lichid bogat în amidon care va îngroșa sosul din tigaie. Se arde pe foc, se stinge și asta a fost. Urit destul de rapid. Da, asta. S-au gătit toate foarte, foarte ușor. Mazărea a fost doar 5-6 minute, în rest. Hai să o montăm în farfurie. După cum vezi, am lăsat creveții cu codițe, pentru că mi se par mai decorativi. Și acum parmezan o să se topească de la căldura. Stimați blogospectatori, trecem acum și la degustare. Mircea este oarecum nerăbdător. Așa, 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 ia să vedem. Uite la singur. Frumoase culori, oricum. Se simte bine parmezanul. Asocierea creveți roze am mai întâlnit-o, însă multitudinea de arome, și aici vorbim de șofran, usturoi, busuioc, citrice, îmbrăcate în acea senzație răcoritoare, lasă un postgust, aș zice eu, foarte complex, dar în același timp viu și... Să spun eu. Parcă ți-l dorești tot timpul. Bă, pe scurt, îți place? Da. Bun, asta e, înțeleg.